pe lângă seriile pe care le avem sau dorim să le începem, care, da, sunt importante, se mai vesc subiecte care sunt urgente. Iar acest subiect, familia, este unul urgent. Privind în istorie, aș putea spune că nu a existat niciodată o generație a cărei viziune, perspectiva asupra familiei să fie suficient de înaltă. Prăpasă dintre perspectiva biblică a familiei, a căsătoriei și perspectiva umană asupra acesteia este și a fost întotdeauna gigantică. Unele culturi respectă mai mult, chiar și acum, importanța și legământul căsătoriei decât altele. Unele culturi, precum este cea postmodernă occidentală, asta de acum mai exact, au perspective așa de decăzute în față de familie, încât ei fac viziunea biblică să pară chiar ridicolă. Dar lor li se pare normal să iei pe oricine și să ieși din acea relație de căsnicie oricând, până la moartea sentimentelor. Însă trebuie să vă spun că aceste perspective stricate nu sunt rezultatul gândirii oamenilor de azi. Așa era și pe vremea Domnului Iisus. Doar că în cazul nostru pot spune că e cu mult mai rău. Când Domnul Iisus a venit cu o întrezărire a perspectivei divine asupra căsătoriei, care era, vă spun, absolut magnifică, modul în care însuși designerul căsătoriei, proiectantul a rânduit-o pentru oameni, știți ce au spus ucenicii? Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 10. Ucenicii lui au zis, dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasa lui, atunci nu e de folos să se mai însoare. În alte cuvinte, perspectiva lui Hristos vis-a-vis -vis de semnificația căsătoriei a fost atât de diferită de cea a ucenicilor, încât nici nu au mai putut vedea căsătoria ca ceva bun. Ceea ce a spus Hristos era pur și simplu în afara gândirilor. Dacă cei de pe vremea Domnului Isus, evrei care erau mult mai treji, mai serioși, nu au înțeles perspectiva lui Dumnezeu asupra familiei, cu cât mai mult acum lumea noastră nu va înțelege scopul pentru care familia a fost creată. Perspectiva lui Dumnezeu cu privire la familie este neinteligibilă pentru o lume a cărui idol principal este sinele. Dar doctrina de bază este autosuficiența, iar activitatea fundamentală a societății este distracție. O astfel de lume, dar o astfel de societate nu va putea înțelege scopul adevărat și glorios al familiei dat însă și de creatorul ei, Dumnezeu. Cine poate să spună mai bine cum și pentru ce trebuie folosit un lucru decât inventatorul acelui lucru? Căsnicia este armonia care se aude atunci când Dumnezeu sincronizează două voințe cu voința Tatălui. Foarte probabil Isus ne-ar spune astăzi același lucru pe care l-a spus și celor din vremea Lui. Matei 19, Versetele 11 și 12, el a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai acelora cărora le este dat. Ce poate să primească lucrul acesta? Să-l primească. Plec de la ideea că natura păcătoasă, eul și lanțurile culturii nu vor lăsa niciodată pe niciun om să aibă de unul singur o perspectivă corectă asupra căsătoriei. Să aibă perspectiva pe care Dumnezeu o are și să înțeleagă totodată și scopul căsniciei. Faptul că trăim într-o societate care poate să conceapă faptul că, să nu mai vorbim de apărare, doi bărbați sau doi, două femei se pot căsători, pot forma o familie, arată despre cât de aproape este prăbușirea culturii în desclânare, barbarie și anarhie. Există un progres tehnologic imens, însă, totodată vorbim și de un regres, atât moral cât și spiritual. A menționat toate acestea cu scopul de a ne deschide și mai mult ochii și de a înțelege că există o perspectivă mult mai mare, mult mai profundă, mult mai stabilă, mult mai glorioasă decât oricare altă perspectivă pe care cultura sau poate chiar noi o putem avea vis-a-vis -vis de familie. Măreția și gloria căsniciei trece dincolo de abilitățile noastre de a pricepe sau de a simți. De aceea avem nevoie de o intervenție specială a Duhului Sfânt pentru a înțelege perspectiva Bibliei. Pentru că lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește. Lumea nu poate să înțeleagă ce este familia fără să învețe de la Dumnezeu, da, de la creatorul ei. Dar căsătoria proiectează natura lui Dumnezeu. Ideea fundamentală pe care o găsim în Biblie cu privire la căsnicie este aceea că este actul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a creat asta. Iar scopul final al căsniciei, scop care ne spune Dumnezeu în Biblie, este glorificarea lui Dumnezeu. Vedeți? Căsătoria proiectează natura lui Dumnezeu. Ne arată natura lui Dumnezeu. Haideți să privim acum la aceste două puncte. Primul punct la care vreau să privim este și unul fundamental, și anume căsnicia este de natură divină, este actul lui Dumnezeu. Și putem vedea în scriptură cel puțin patru moduri, în mod explicit sau implicit, care dovedesc acest lucru. Căsnicia este actul lui Dumnezeu pentru că El este designerul, creatorul ei. Dumnezeu a proiectat căsnicia atunci când a creat pe om. Parte bărbătească și parte femeiască. Și vedem asta în Geneza, în capitolul 1. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți și stăpâniți peste pești mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Dar, de asemenea, este clar și și în textul nostru, versetul 18, că cel care a decretat că nu este bine ca omul să fie singur a fost Dumnezeu, nu a fost omul. Și, de asemenea, Dumnezeu însuși este cel care își propune să ducă la bun sfârșit unul dintre proiectele centrale ale Creației, căsnicia bărbatului cu femeia. Să nu ratați ideea centrală. Dumnezeu a creat cea mai bună persoană pentru bărbat, pentru a satisface dorința, nevoia și insuficiența bărbatului, într-un mod de care Dumnezeu s-a exclus și pe care un alt bărbat nu era destinat să le, să le satisfacă. În sine însuși, Dumnezeu este totul în toți. Într-adevăr, nimic nu lipsește perfecțiunii sale. El satisface într totul toate nevoile noastre. Dar a ales să plăsmuiască o relație conturată atât de precis încât doar o femeie să poată umple incompletitudinea bărbatului. Vedeți, Dumnezeu i-a făcut lui Adam o, o paradă cu animale pentru a le da nume și pentru a vedea dacă își va găsi un ajutor care să îi se potrivească. Însă, nicio creatură nu s-a calificat pentru acest lucru. Ajutorul potrivit trebuia făcut în mod unic după om, astfel încât ajutorul potrivit să fie de aceeași esență cu omul și creat după chipul lui Dumnezeu. Bărbatul și femeia au fost creați diferit, dar cu o interdependență intrinsecă. Astfel, citim în Geneza, în capitolul 2, în versetul 21 și 22, că Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Dar Dumnezeu a făcut asta. Textul se termină cu versetele 24 și 25 prin cuvintele. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Cu alte cuvinte, totul se îndreaptă spre căsătorie. Astfel, primul lucru pe care îl avem de spus despre căsnicie, ca fiind actul lui Dumnezeu, este faptul că aceasta a fost proiectată de Dumnezeu și integrată în procesul creierii omului și a încheierii acestui proces. Acesta este adevărul, pur și simplu.